Fenomenul violenței domestice continuă să ia amploare. Concomitent cu modificarea legislației în domeniu, autoritățile fac eforturi pentru a le pune la dispoziție victimelor o locuință sigură și a le ajuta să treacă peste traumele suferite în urma agresiunilor la care au fost supuse. La Olt, pe lângă Centrul de Primire a Urgențelor, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a amenajat, în cadrul programului Venus, o locuință protejată. Dacă o persoană care este victimă în județul Olt nu mai dorește să-și desfășoare activitatea și viața în județ, în proximitatea agresorului, unde, după cum am văzut cu toții, chiar și în mass media, că este greu de monitorizat un agresor și de păstrat un ordin de protecție, poate alege să fie găzduită în oricare din cele 42 de locuințe din țară. Locuința protejată, amenajată de autoritățile oltene, funcționează de aproape 4 luni. De serviciile oferite de autorități beneficiază 6 femei victime ale violenței domestice, cu toate provin din medii defavorizate. Furnizăm servicii victimelor care, indiferent de mediul de proveniență, ca și caracteristici comune ale acestora, putem să vă spunem că a fost identificată în urma evaluărilor echipei multidisciplinare, o stimă de sine scăzută, nivel de educație scăzut, dependența față de agresor, ele provenind din relații cu vechime, ca să le spun așa, și, desigur, lipsa familiei de proveniență, mă refer la familia victimelor. În locuința protejată, victimele primesc tot ajutorul necesar pentru a începe o viață nouă, în siguranță, departe de agresorul lor. Sunt comunicative și ușor, având în vedere că beneficiază și de această consiliere psihologică și de consiliere vocațională, acestea se deschid mai ușor și capătă încredere în noi ca și specialiști și în echipa proiectului pentru a putea depăși această situație de vulnerabilitate, așa cum am spus, și din punct de vedere financiar și din punct de vedere emoțional. În ciuda eforturilor făcute de autorități de a veni în sprijinul victimelor violenței domestice, majoritatea femei, sunt încă multe persoane care aleg să rămână în preajma agresorului. Lipsa de curaj este pusă de mare parte dintre aceste victime pe dorința de a-și crește copiii alături de ambii părinți, fără a conștientiza că mediul violent va lăsa urme adânci și asupra acestora.